Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Și alte scriere ale Orientului Antic au abordat teme de viață, nu numai Sfintele Scripturi. Diferența este că, în canonul biblic, ni se oferă o perspectivă unică. Se integrează în cele mai mici detalii ale vieții credința în Dumnezeu. Autorii biblici definesc înțelepciunea într-un mod distinct. Pentru ei, a fi înțelept înseamnă a te teme de Domnul, a-i recunoaște autoritatea și a accepta voința Lui. În capitolul 28 al cărții lui Iov, acesta întreabă: unde este locuința priceperii? Iar Dumnezeu răspunde: iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. Dorința evreilor seamănă cu a celorlalți, fericirea. Dar modul în care se poate ajunge la îndeplinirea acestui țel este diferit. Potrivit Bibliei, omul găsește fericirea alături de Creatorul său.